N-am avut în asolament rapid, să vă zic că m-a convins un vechi prieten de la Briceni și totodată și avem un agent care într-adevăr stă cu suflet la fermieri și el evident tot mulți ani la rând seamănă, dar vă zic. Până la urmă am ascultat și cu un și pe altul și am decis să semănăm cu consultările lor, că fără consultații azi nu știu dacă mai faci agricultură. Dar... Și uitați-vă, până la urmă și am primit. Am primit și ei și am primit și ei și am ascultat și am învățat, uitați-vă și am primit. Deci ei și sunt produse, practic numai produsele lor a folosite până la ziua de azi și, și evident că o să fie și la următoarele, la care suntem mulțumiți vis-a-vis de toate produsele, fie de fungicide, insecticide, erbicide, de grămenicizi, de exemplu, de la dânșii. Toate, eficiența se vede la ochi liber. Adică și ești ține de preparate și de toate. Evident că compania Adama am mai participat și la mai multe seminarii de dânșii, la Fălești, la Mărândeni, acolo, deci am fost prezent la toate seminariile lor. Până la rapiță, de exemplu, am folosit produsele Adama și pentru grâu, și pentru floarea soarelui, și pentru toate. Îndeosebi la rapiță, fungicidele și insecticidul Mavrica, care au dat eficiență foarte bună. La moment noi nu avem niciun insect pe dânsa, practic, absolut nu este pe dânsa. Produsele de la Adama sunt foarte, foarte eficiente. Dacă o să avem condițiile de a o semăna, cred că ei nu o să dispară din asolamentul nostru, adică, de fapt, rapița. Dar, în genere, și el la anticulturi, tot le folosim la maxim atenție. Noi avem puțin pământ, dar din puțin scoatem maxim și ne dorim, de fapt.